Bună ziua și bine ați venit la un nou episod al vlogului nostru. Suntem la mare. Să înceapă vlogul. Și avionul zilei. De data asta este alb, nu mai este galben ca ieri. Ziua continuă, suntem la plajă iarăși, mai puțin oameni de data asta și soarele este la apus. Hai, încolo, așa ia. Și străpim. Hai, așa. Ia uitați, ne-au vizitat și 3 elicoptere de armată astăzi. Superb! A trecut banana și elicopterul. Care e treaba cu elicopterele astea, dar sunt un pic gelos, adică mi-ar plăcea și mie să fiu într-unul. Deși n-am mers până acum decât o singură dată cu elicopterul. Din Bușteni până la... Da, ai prins o algă, wow! Cum ziceam, nu am mers decât o singură dată cu elicopterul, de prin Bușteni până în Ploiești, până la aeroclub acolo. A fost frumos, interesant. Aș vrea să o mai repet. Ai prins și o algă, extraordinar. Hai să vedem ce faci cu apa asta, unde o punem? Aici? Hai! Acest crater! Wow! Ce vrei? Copii? Nu. A curs multă. A curs multă sare. Da, este vesel. Da. Peștele? Hai, poftă bună. Pizza, bineînțeles, și niște piept de pui cu cartofi prăjiți. Poftă bună, tata. Am terminat de mâncat și am ieșit la o plimbare pe aici. Și am văzut, e un domn de ăsta care are jucării pe care le aruncă în aer. Și am venit să ne oprim aici. Între timp o așteptăm și pe mama. Hai că te uiți. A căzut direct în coș. În coș a căzut? Da. Poate aruncă pe o mașină. Poate aruncă pe o mașină? Nu. No. Ah, de la vremea, chiar că are dreptate, de la vremea nici asta. Wow, e întuneric beznă, dar am fost să salutăm marea, toți trei. Să-i spunem noapte bună. Să-i spunem noapte bună. Hai să oprim aici, că se vede, nu prea se vede. Revenim de pe faleză. Am revenit aici pe faleză, unde lumina este mai bună, ca să vă spunem un călduros noapte bună și să veniți la mare, că e frumos. Pa. Da,